Iubiți frați, iubite surori, ne unim cu toții și spunem și noi că acum 2000 de ani, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Doamne, dă izbândă și ziua aceasta să fie o zi în care Domnul să aibă loc aici, în inimile noastre și în prezența noastră. Haide să cântăm spre slava lui Dumnezeu prima cântare care spune: când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să îi cânt. Slăviți să fie Domnul! În dimineața aceasta aș dori pentru timpul de rugăciune să citesc un cuvânt care să fie motivator pentru fiecare dintre noi să venim înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine de închinare, de rugăciune, de laudă. Și aș vrea să citim din Psalmul cu numărul 118 câteva versete și apoi vom citi și din Evanghelia după Matei, capitolul 21. Psalmul 118, începând cu versetul 1 până la 7 și apoi de la 19 până la 29. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorii am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Versetul 19. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.
Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și poporul să zică amin. Amin. Și vom citi și din Matei, capitolul 21, și vom citi de la versetul 9. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: Cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Amin. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în dimineața aceasta, în ziua aceasta, și vrem să-ți mulțumim pentru că Tu ai îngăduit încă o dată să ajungem în preajma sărbătorilor de Paști. Doamne, ne aducem aminte de ceea ce ai făcut pentru noi. Și această zi pe care noi o sărbăm este ziua când Tu ai intrat în Ierusalim și, Doamne, în ziua aceea ai deschis, ai adus izbânda pe care o aștepta omenirea. Doamne, în ziua aceasta, acest timp de rugăciune, Te rog să-Ți faci prezența între noi. Doamne, Tu ai spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele lor, Tu ești acolo. Doamne, noi mărturisim și credem că Tu ești cu noi. Și în ziua aceasta, prin Duhul Sfânt, Te rog frumos să lucrezi la inimile și la duhurile noastre, ca în această închinare, Doamne, să găsești plăcere, Doamne, și noi să ne bucurăm de prezența Ta și de binecuvântarea Ta. Te rog, lucrează, Doamne, dă izbândă și binecuvintează poporul și biserica Ta. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Și haide să cântăm din cântarea care spune: Mă încred în El orice s-ar întâmpla.
Că există expresia aceasta, o fotografie spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Dar în ziua aceasta, putem să spunem o zi, un eveniment care vorbește cât 1000 de zile. Și există expresia aceasta, de obicei, la sărbători, la nunți, la bucurii. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Ce să facem? Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, dă izbândă, Doamne, ajută, spune omul lui Dumnezeu. Și ne bucurăm. Și sunt evenimente care ne aduc bucurie, dar ele trec. Ele se succed și pe când ne-am bucurat mai mult, ele s-au dus și apoi așteptăm și altele. Ori ziua aceasta, ziua în care noi sărbătorim intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, este o zi care a marcat, care a declanșat, care a deschis izbânda aceea și biruința aceasta pe care o aștepta întreaga omenire, o așteptau evreii din vremea aceea. Și vreau să spun, ea n-a fost o zi și a trecut, ci ea a rămas veșnic. De aceea aș vrea în ziua aceasta Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, să ne bucurăm întotdeauna, pentru că acolo unde este Domnul și binecuvântarea Domnului, ea durează, este veșnică. E adevărat că noi oamenii trecem prin multe valuri, văi și dealuri, și bucuria aceasta uneori trebuie să ne luptăm ca să ne o păstrăm. Ori de aceea în dimineața aceasta, la timpul acesta de rugăciune, de închinare, vrem să ne rugăm ca cu adevărat Domnul să producă aceea bucurie care să fie nu numai pentru zi, ci pentru totdeauna. În ziua aceasta se va citi foarte mult, se va vorbi despre, se va predica despre intrarea Domnului, dar eu vreau prin îndemnurile care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră cu ajutorul Domnului să fie îndemnuri care să ne împingă, să ne motiveze, să venim înaintea Domnului, să ne închinăm, să ne rugăm. Vedeți, la versetul 21, la versetul 10 din Matei 21 spune, în momentul când Domnul a intrat în Ierusalim, cetatea s-a pus în mișcare. A fost o manifestație spontană pe de o parte. Oamenii au auzit, au văzut, se așteptau pentru că veneau sărbătorile Paștelui, dar ei au început și spune cuvântul tot aici în Matei, capitolul 21, noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urma lui Iisus strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Ei au văzut în Iisus Hristos, în momentul acela, în ziua aceea, pe Mesia, omul care avea să aducă și pe care l-așteptau să aducă eliberare, salvare. Și primul lucru care vreau să îl subliniez în dimineața aceasta înainte de a ne ruga este că ziua aceea în care Domnul a intrat în Ierusalim a declanșat, atunci în momentul acela, dar ea a declanșat și de-a lungul viacurilor
acea laudă, acea mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și ceea ce este interesant, că psalmul acesta începe versetul 1 cu a lăuda pe Dumnezeu și se încheie versetul 29, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu alte cuvinte, este începutul, dar și sfârșitul se va termina și în intervalul acesta, în parcursul, în drumul acesta, lauda aceasta este provocată de Domnul, este adusă de Domnul și ea nu trebuie altceva decât practicată. Și vreau în dimineața aceasta cu adevărat să ne bucurăm în Domnul și lauda să fie pe buzele noastre. De aceea spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul. Amin. Și aș vrea doar câteva, pentru că timpul este limitat la acest timp de rugăciune și nu este predică, dar vreau să vă dau câteva versete din Scriptură care să ne motiveze să lăudăm. Psalmul 118 face parte din psalmul așa zis Hilel, care se citea înainte de Paște și era de la psalmul 113 până la psalmul 118. Și vreau să citesc câteva versete. Psalmul 113, lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Și versetul 7, El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi. Versetul 9, El dă o casă cele ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor lor. Lăudați pe Domnul, ridică din țărână, Domnul binecuvintează, Domnul dă o familie, dă un sens vieții noastre. Și cu atât mai mult este ziua în care noi putem să-i mulțumim și să lăudăm pe Domnul pentru lucrurile acestea. Psalmul 113, lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Psalmul 114, când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns în locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Este vorba despre eliberarea din robia egipteană și ei și-aduceau aminte și de aceea sărbătoreau Paștele, pentru că Domnul i-a scos, Domnul i-a dat biruința aceasta și ei se bucurau și era ziua aceea când ei sărbătoreau intrarea înapoi în țara promisă, în țara sfântă, în templu. Apoi, psalmul 115, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Dacă mai citim din psalmul 30, Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Versetul 2, Tu m-ai vindecat, Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, m-ai adus din mijlocul celor ce se bogoară în groapă. Și, desigur, continuăm, de exemplu, psalmul 116, iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Mă înfășuraseră legăturile morții, mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului. Tu m-ai izbăvit, mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Și psalmul 118 este încadrat între doi psalmi, între cel mai scurt psalm, 117, și cel mai scurt psalm, și psalmul 119, cel mai lung psalm. Și primele trei versete în psalmul 118 este chemarea aceasta, este îndemnul, versetul 2, să zică Israel, căci îndurarea ține în viac, casa lui Aron, și versetul 4, cei ce se tem de Domnul să zică, căci în viac ține îndurarea Domnului. Dragostea îndurătoare a lui Dumnezeu nu este numai pentru o zi. Ieremia, în plângerea lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22 și 23, spune, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare zi. Dragii mei, noi putem să experimentăm ziua aceasta în fiecare zi. Și în dimineața aceasta spunem, lăudați să fie Domnul! Pentru că El a făcut posibil lucrul acesta și este ziua aceasta în care noi să-i mulțumim. Ne-a scos din groapă, ne-a eliberat din robie,
ne-a șters lacrimile. Și câte exemple, câte motive avem în ziua aceasta să ne rugăm și să-i mulțumim și să lăudăm. Și aș vrea în ziua aceasta Dumnezeu să miște inimile noastre, să fie cu adevărat mișcarea aceea spontană. De ce? Pentru că îl vedem pe Liberator în mijlocul nostru. El este cel care lucrează, el cel care vindecă, el face minuni. Și, dragii mei, ziua aceasta aș vrea să venim înaintea Domnului cu rugăciuni în care să ne exprimăm și mulțumirea, dar și bucuria și lauda aceasta că Domnul este cu noi și El face minuni chiar și astăzi. Amin. Haideți să stăm ridicați și începem cu partea fraților să ne rugăm să venim înaintea Domnului cu credință și Domnul să primească lauda buzilor și mulțumirea noastră în dimineața aceasta. Amin.
următoarea cântare care spune: voi veni cu bucurie înaintea Domnului. 912. Voi veni. Aduce izbânda și spuneam, Domnul declanșează lauda și mulțumirea aceasta pentru îndurarea și dragostea Lui, toată viața noastră trebuie să-L lăudăm și să-I mulțumim. De asemenea, ziua aceasta declanșează și dăltuiește caracterul Domnului Iisus, chipul lui Iisus, și doar amintesc drumul acesta pe care îl deschide în ziua de florii Domnul Iisus este drumul care duce la Ghețiman, apoi la Gabata, apoi la Golgota. Și doar așa ca informație sau subliniere, caracterul Domnului Iisus s-a văzut plenar acolo pe cruce când sutașul acela a zis, ece homol, iată cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că această suferință prin care a trecut Domnul Iisus Hristos, această moarte care n-a fost înțeleasă nici de ucenici, vedeți, în ziua de flori l-au primit cu flori, cu ramuri de palmier și toți au strigat. Dar câteva zile mai târziu l-au întâmpinat cu o coroană de spini. În ziua aceasta ei au strigat, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Doamne salvează, Doamne dă izbândă. Câteva zile mai târziu, bineînțeles cu excepția ucenicilor și cei din jurul lui, mulțimea aceia care a fost stârnit în ziua aceea, câteva zile mai târziu, au strigat la moarte, îl vrem pe Baraba. Și, dragii mei, vedem că planul lui Dumnezeu, atât de minunat, se desfășoară chiar în ciuda opoziției, chiar în ciuda suferinței. De aceea trebuie să ne încurajeze pe noi în dimineața aceasta. Trecem prin încercări, prin necazuri, dar toate aceste lucruri Dumnezeu le îngăduie pentru noi, pentru binele nostru, ca să formeze noi chipul Domnului Iisus, să ne modeleze într-o asemănare cu gloria cerească pe care noi am pierdut-o datorită păcatului.
Și spune cuvântul și vreau doar să citesc și să amintesc aceste versete care vorbesc despre Domnul Iisus, despre Cel care n-a fost înțeles, până și ucenicii când drumul spre Emaus, ei, ochii lor erau împiedicați și Domnul a trebuit să le explice că Mesia ce trebuie să facă? Să sufere și să moară. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 5, versetele 8 și 9, unde spune așa, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Și tot în Evrei, capitolul 2, versetul 18, și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Psalmistul, n-am citit, versetul 14 spune așa, Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Chiar dacă trebuie să trecem prin încercări și în dimineața aceasta ne vom ruga pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în suferință, noi ne încredem în Domnul și toată încrederea noastră este în Domnul, pentru că știm că toate lucrurile lucrează spre ce? Spre binele nostru. Chiar și suferința, chiar și necazul. Dar vreau să mă duc mai departe. Și ziua aceasta în care Domnul aduce izbânda este ziua în care se anticipează gloria. Gloria răscumpărării și gloria și puterea învierii. Și vreau să ne rugăm apoi pentru ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare, să fim biruitori și să mergem în numele Lui, pentru că El ne vindecă, El ne dă bucurie și puterea aceasta a învierii, de care vorbește Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă motiveze, să mă ducă înainte. Dar în ziua aceasta, spuneam, bucuria celor răscumpărați, versetul 15 spune așa, strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruință. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruință. Domnul face dreptate. Domnul aduce biruință, chiar dacă trebuie să trecem prin valea umbrei morții. Chiar dacă noi avem necazuri pe pământul acesta, noi ne încredem în Domnul, noi avem nădejdea aceasta că El este cu noi, că El este ajutorul nostru, este sprijinul nostru, este adăpostul nostru. Noi ne încredem în El pentru că chiar dacă în lumea aceasta avem necazuri din cauza răutății oamenilor, chiar dacă sunt dușmani ascunși pe care noi nu-i vedem, dar știm că Satan se luptă împotriva sufletelor noastre, noi ne încredem în Domnul. Și în dimineața aceasta am vrea să ne rugăm ca Domnul să ne întărească pe fiecare. Poate ești slab, poate nu ai putere nici să te rogi. Domnul este de partea ta. Aș vrea să vă rugați în dimineața aceasta și pentru Cristi. Ginele meu, noaptea aceasta, Manuela trebuia să-l ducă la urgențe. Răceala aceasta care se agravează. Dragii mei, zilele trecute, săptămâna trecută, eram împreună cu frații la părtășie și mă rugam pentru nepoțica noastră. M-au văzut că m-am îmbărcat și a zis, Ucu, mergi la Ciorci? Și zic, da, ce faci acolo? Dar ce crezi că fac? You pray. Și am zis că mă rog pentru tine ca Domnul să-ți dea sănătate. Și Domnul s-a îndurat și a dat sănătate. Slăvit să fie Domnul! Este nădejdea noastră, credința noastră trebuie să crească. Dragii mei, în dimineața aceasta, Domnul este de partea noastră și Domnul face minuni și Domnul lucrează. Așa cum chiar în ziua aceea s-a atins de orbi aceea, i-a dat vedere, Domnul a făcut și în ziua aceea, în ciuda opoziției. Gândiți-vă când Domnul Iisus spune cuvântul și cercetătorii spun că acest psalm a fost ultimul psalm care l-a cântat Domnul Iisus înainte de a ieși
în grădina Ghețimani, pe muntele măslinilor. Și Domnul Iisus spune ucenicilor, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Bate voi păstorul și oile vor fi risipite. Dar tot acolo este promisiunea și vreau să citesc aceste versete că sunt așa de frumoase. Matei, capitolul 26, versetul 31 și 32. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Și slăvit să fie Domnul, că Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și ziua aceasta este o zi de biruință, de aceea aș vrea să ne încredem în Domnul, pentru că Domnul este de partea noastră. Amin. Și ultimul lucru care vreau să subliniez în dimineața aceasta este că ziua aceasta pe care Domnul a făcut-o, în care aduce izbăvirea, este ziua în care punctează momentul culminant. Momentul culminant și când m-am gândit la lucrul acesta, mi-a dus aminte de versetul 1 din Evrei, capitolul 8, unde spune așa, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al mărire în ceruri. Punctul cel mai însemnat, punctul, dacă vreți, culminant în ziua aceea de florii, este momentul când Domnul Iisus ajunge, știți unde? La ușa templului, la poarta templului. Și am citit aici versetele acestea din Psalmul 118, deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud că m-ai ascultat pentru că m-ai mântuit. Și aici este ceva extraordinar. Templul din Ierusalim era faimos, era frumos. Când ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus și a zis, uite ce zidire, uite ce frumos templu. Templul acela avea rânduiala cu tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cu leviți, cu marele preot, cu cântăreți, cu tot ce era acolo. Și cu toate acestea, ceva lipsea Dumnezeu din templu. Și în Apocalipsa 3:20 spune așa, iată, eu stau la ușă și bat. Cel care trebuia să fie acolo în mijlocul lor lipsea. De ce? Pentru că poporul nu l-a primit. A venit la ei săi, dar ei săi l-au respins. Și Domnul bate. Domnul este la ușa aceasta. Deschideți porțile neprihănirii, poarta Domnului. Este, dacă vreți, punctul cel mai important, cel mai culminant din lucrarea aceasta, este ziua aceasta când Domnul ajunge la poarta templului. Preoții erau acolo și spune cuvântul, când n-am citit din capitolul 21 din Matei, când farisei și preoții au auzit ce striga poporul, spune cuvântul că ei ce au făcut? S-au mâniat, s-au tulburat. Iată ce strigă oamenii aceștia. Și Domnul îi spune din gura pruncilor și a celor ce sug la țâță, voi scoate o întăritură de slavă și de laudă. Dragii mei, ziua aceasta este ziua în care Domnul Iisus punctează, marchează. Și ceea ce este important în viața fiecăruia dintre noi, ca Domnul Iisus să fie pe tronul vieții noastre și spunem în dimineața aceasta, slăvit să fie Domnul nostru. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, în templu, a bătut acolo la ușa templului și nimeni nu i-a deschis. De ce? Pentru că El venea
în numele Domnului în neprienirea aceasta, pentru că numai așa poți să intri în templul lui Dumnezeu. Numai așa poți, când ești sfințit, când ești neprihănit, când ești sfânt, vii în prezența lui Dumnezeu. Acolo unde te prezint altfel, Dumnezeu nu mai este. Și de aceea aș vrea în dimineața aceasta totodată să ne rugăm ca Domnul să ne sfințească inimile noastre, să ne sfințească viața noastră cu adevărat, să putem să avem intrare slobodă, să putem să intrăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este marele preot și mai departe spune, iată poarta Domnului. Știți că în momentul când Domnul Iisus murea, catapeteazma s-a rupt în două, perdeaua s-a rupt în două, ceea ce arăta, puncta faptul că preoția vechi testamentală s-a încheiat și de acum venea o preoție mai bună, preoția Domnului Iisus Hristos. El era marele preot care avea să săvârșească mântuirea și slujba aceasta. Dar în același timp, în Psalmul 24, versetul 7, tot lucrul acesta se spune, poți ridicați-vă capete, poți ridicați-vă veșnice să intre, de data aceasta nu marele preot, ci împăratul slavei. El venea și oficiile acestea de profet, de mare preot și de împărat sunt arătate, sunt, știu, împlinite în ziua aceasta, care avea să deschidă poarta mântuirii sau ușa mântuirii la care avem noi fiecare parte. Și de aceea aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu să aducă bucuria aceasta și mântuirea aceasta în viața fiecăruia dintre noi. Și lucrul acesta să fie o realitate, nu o teorie. Haideți să stăm ridicați pentru că timpul ne presează și aș vrea să venim cu partea surorilor înaintea lui Dumnezeu, să cerem ca Dumnezeu să ne dea biruință, Dumnezeu să se îndure de fiecare și să resfințească, Dumnezeu să aducă bucuria aceea a mântuirii în viața fiecăruia dintre noi și Domnul să lucreze în mijlocul nostru. Amin.
am apelat la bunul meu prieten și cântăresc și compozitor Puiu Chibici să îmi trimită cântarea Sunt un mesager rătăcitor prin lume. Lauda mea este pentru împăratul. Am rugat pe frații de la Sound să pună cântarea aceasta cântată de fratele Puiu, instrumentalul, dar haideți să cântăm cu toții cântarea aceasta și cu adevărat ziua aceasta și nu numai ziua aceasta, în fiecare zi, lauda noastră să fie pentru cine? Pentru Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El este împăratul nostru, slăvit să fie numele Său. Spune Apostolul Pavel că Dumnezeu ne-a rânduit să slujim de laudă slavei sale. Slava Domnului să fie peste poporul Său și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Cântăm din toată inima. Sunt un mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător pe patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, nu
locul 9 este textul pe care îl citează și evangheliștii la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mâns, pe mânzul unei măgărițe. Amin, amin. Domnul să fie lăudat pentru sărbătoarea aceasta și pentru săptămâna în care intrăm, aducându-ne aminte de jertfa Domnului Iisus pentru noi. Bine ați venit cu toți în casa Domnului, nădăjdim să avem bucuria aceasta și să cântăm de veselie. Nu sărim noi, nu săltăm așa cum zice aici, că noi niți români. S-a dus un frate în America și a vizitat o biserică de afroamericani. Și zice, lucrul care le-a văzut acolo, unele nu le-ar aduce înapoi în țară la bisericile românești. Dar zice, e un lucru pe care l-a văzut și tare mult ar vrea să-l ducă la români, la bisericile române. Zice, la momentul colectei. Zice, erau acolo niște surori, se vedea că nu le place varza și drăgăveiul. Niște surori. Și ele cu cecurile pe sus, lăudau pe Domnul, dădeau la colect acolo. Noi n-am face lucrul acesta, dar trebuie cu bucurie să aducem închinarea noastră și laudă pe care Domnul o merită. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Zicea fratele acesta, la noi la colectă parcă este priveghi, parcă e Tobin Brothers acolo. Hai să cântăm o cântare și să aducem închinarea noastră de bunăvoie Domnului și după aceea corul tot așa cu bucurie laudă pe Domnul. Cântarea Iisuse Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Cântări de laudă îi cântați și lui vă închinați. Aducem darul de bunăvoie. Iisuse Domn al Domnilor și
Aș vrea doar să citesc un mesaj pe care l-am primit de la frații noștri din America care au fost cu noi acum 10 zile. Și vă rog să ascultați. Frate Teofil, am ajuns cu bine acasă. Slavă Domnului! Vrem doar să vă mulțumim pentru organizarea unui eveniment atât de minunat cu ocazia conferinței Impact Global pe 9 martie 2024. Mulțumim pentru organizare și găzduirea conferinței. Am fost binecuvântat să fim parte din această experiență. Ne-a plăcut cum ați organizat bisericile pentru a explora un subiect atât de important și urgent al bisericii în zilele din urmă. Atmosfera a fost primitoare și a fost minunat să auzim că bisericile pe care le-am vizitat în weekend au fost încurajate. A fost o binecuvântare și pentru noi să avem părtășie cu ei și să împărtășim din cuvântul Domnului. Serviciul Youth Connect de duminică seara a fost minunat. Să vedem următoarea generație de lideri și viitorul bisericii din Australia atât de pasionați și implicați a fost o binecuvântare. Slavă Domnului! Și mâncarea, trebuie să mulțumim special pentru bucatele delicioase. Sarmalele de sâmbătă la prânz au fost excelente, iar pizza de duminică seara a fost perfectă. Și desigur, părtășia de fiecare dată când ne-am întâlnit a fost încurajatoare. Slavă Domnului! Mulțumim din nou pentru muncă și dedicarea în organizarea conferinței. Suntem recunoscători pentru oportunitatea de a vizita Australia. Spuneți mulțumiri bisericii locale și celorlalte biserici pe care le-am vizitat. Domnul să reverse belșug de binecuvântări peste toți aleșii săi. Pace și binecuvântări din partea fraților John Bilz, Pavel Sandu și Mark Hobavkovici. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi. Amin, amin. Ascultăm corul, lăudăm pe Domnul. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus din Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Oh,
slavă Domnului! Câteva anunțuri pe care le avem pentru Biserica Domnului. După masă, la ora 6, ne întâlnim iarăși în Casa Domnului la părtășie. La ora 4 și jumătate, orchestra și tinerii vor repeta pentru serviciul de seară. Vineri este Vinerea Mare, Vinerea Răstignirii Domnului Iisus și ne întâlnim dimineață de la ora 10, vom avea și Cina Domnului. Și după masă de la ora 6, ca în duminici, pentru că este zi liberă, vineri dimineață de la 10 și după masă de la ora 6. Iar duminica viitoare, ca și astăzi, în Duminica Învierii, ne întâlnim în Casa Domnului și vom celebra Învierea Domnului Iisus Hristos și apoi vom anunța și pentru a doua zi luni, când ne întâlnim în Casa Domnului. Pentru sâmbăta aceasta, 30 martie, am hotărât cu familiile tinere din biserică să avem o întâlnire aici la Casa Domnului la ora 6 și așteptăm cu bucurie să ne întâlnim și să petrecem câteva momente împreună și cântând și rugându-ne și având părtășii unii cu alții și servind niște clătite. Va fi o seară binecuvântată, toate familiile tinere sunt așteptate să fie împreună cu noi la ora 6 seara. Anunțăm că se va deschide consulatul român după o perioadă destul de lungă de construcție sau cumpărare unui nou local. Am pus pe hol un anunț, cei care aveți probleme de consulat, începând din 3 aprilie se poate merge la consulat și se pot rezolva aceste probleme consulare. Acum ascultăm iarăși corul lăudând pe Domnul, după care fratele David va avea o cântare. Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru. Fac urări pentru fericirea ta. Amin.
jos. Mă gândesc că sărbătorim intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Și în toate perioadele oamenii au așteptat venirea lui Hristos. Dar cu ocazia aceasta, oamenii așteptau pe Hristos și majoritatea, mă gândesc că n-aveau idee ce face Hristos în lucrare în intrarea aceea. Se bucurau, credeau că au venit împăratul, gata, îl facem împărat pe Hristos. Și majoritatea erau inconștienți de ceea ce se petrecea, de evenimentul acela. Și mă gândesc, în zile de astăzi, cât suntem conștienți de ce înseamnă venirea Domnului Iisus. Cântarea pe care aș dori să o cânt zice, te aștept, Iisuse, privind spre ceruri. Dar corul spune, tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu e curată. Ce fac eu dacă vii? Întrebarea e, cum ne găsește Hristos când va veni din nou? Te aștept, Iisuse, privind spre cer, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iar pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu e curată, ce fac eu dacă vii? Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu e curată, ce fac eu dacă vii? Te aștept și ziua și-mi este teamă, căci tu vei apărea. O, dă-mi putere când am durere, ca să te pot urma. Sfântul tău sânge și acum curge, el poate a mă spăla. De orice vină, de orice tină, numai tu poți ierta. Sfântul tău sânge și acum curge, el poate a mă spăla. De orice vină, de orice tine, numai tu poți ierta. Când dimineața dispare ceața, din pat-am tresărit. Mă scol în grabă, privesc afară, să văd dacă ai venit. Ca oricare în așteptare, eu te aștept mereu. Viața mea toată ți este predată, de acum eu sunt a tău. Ca oricare în așteptare, eu te aștept mereu. Viața mea toată ți este predată, de acum eu sunt a tău. Amin. Am să rog pe fratele Bobby să ne spună cum a fost ieri la Slam. Scurt, fratele Bobby, un raport bun despre
Și până vine un microfon la fratele Bobby, să mai anunț un lucru sau două. Tinerii astăzi se rugați să fie prompți la repetiție la ora 5 pentru a cânta de seară. Și referitor la vineri și duminica aceasta, vineri este Vinerea Mare, a fost o lună plină și pentru noi și în privința mâncărilor și celelalte. Aș vrea să luăm vineri o pauză de la ceai și prăjituri, vinerea aceasta, dar duminică seara, în ziua Învierii Domnului Iisus Hristos, dacă fiecare aducem un farfurioar, un platouaș cu prăjitură, ceva să sărbăm duminică seara cu prăjiturile pe care le aduceți dumneavoastră, vineri nu, dar duminică seara, și știu că dumneavoastră vă veți bucura de lucrul acesta și noi toți. Fratele Bobby, te rog, și apoi corul laudă pe Domnul și ne pregătim să ascultăm cuvântul. Foarte pe scurt, am avut o zi foarte frumoasă ieri. Un grup mai micuț, am fost 7 ieri, de la noi din biserică am fost eu, fratele Eddie, James și Alex. Dar am avut o zi foarte frumoasă. Aș vrea doar să citesc 3 versete repede. Noi când mergem acolo, noi nu ne ducem noi crezând că noi suntem noi cineva sau suntem mai buni ca ei. De fapt, chiar și Alex, când a mărturisit acolo în grup, a pus întrebarea: voi credeți că noi suntem mai buni ca voi neapărat? Sau, și le-a explicat cum prin Harul lui Dumnezeu suntem mântuiți. În 1 Corinteni, de la capitolul 3, versetul 5, spune: cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori a lui Dumnezeu prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Și mă gândeam la faptul că noi mergem acolo, de multe ori nu neapărat vedem sămânța care este semănată, nu neapărat vedem neapărat mâini ridicate în sus, însă am putut să vedem setea lor după Domnul. Vedem cum stăm acolo pe iarbă după ce jucăm fotbal cu ei și e liniște, ascultă ochi și urechi și a fost frumos. Am avut chiar un băiat cu care am discutat o repriză întreagă, a stat lângă mine acolo și parcă în sensul bun, agresiv. El m-a întrebat, de multe ori când tot încerci să ții conversația, să-i întrebi, să cauți, dar el mă întreabă: și cum? Voi sunteți catolici? Sau ce credeți voi? Cum? Dar de ce? Și am putut să-i explic și așa de frumos a fost. Am avut o zi chiar foarte minunată. Chiar dacă am fost mai puțin, ne-am bucurat și slăvim pe Domnul pentru că El este bun și a fost și acolo sămânța semănată și ne rugăm ca altul care va veni să o ude și la vremea potrivită Dumnezeu va da roadă. Amin, amin. Și pe voi Domnul să vă răsplătească pentru efortul care îl faceți. Cât 3 ore sau câte drumul până acolo, 3 ore dus, 3 ore întors, cheltuială, oboseală, plecați de lângă familiile voastre, Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Ascultăm corul și apoi cuvântul. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care nu obosește iertând. Amin. Albaste zări de cântec, scăldate în armonii, se înălțau din glasul mic și limpezi de copii. Mulțim cu răni în suflet purtau pe braț finii și umpleau de framăt vesel drumul și holda de spic spre Ierusalimul Sfânt.
Și când în zări de cântec lin, pe brațe voi fi dus, în mirele cel veșnic, la sine-și va lua mireasa lui de pe pământ să-i șteargă lacrima. Atunci poporul mântuit cânta va fericit. Ierusalim, Ierusalim, deschide-ți poartă. Așteaptă ea să-ți dea al vieții dar, ca noul său Ierusalim să poți și tu intra. Cuvântul Domnului care ne este dăruit și vă rog să fiți atenți la acest text frumos care s-a citit de multe ori cu ocazia acestei sărbători, dar ne vom ruga ca Dumnezeu să-L însuflețească și astăzi pentru sufletele noastre. Frate Dani, te rog să pui textul sus. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus, au găsit așa cum le spusese Iisus și pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui l-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și le-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergeau Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor,
Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. El a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele se vor scula și vor striga. Și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ne oprim aici cu textul Bibliei. Și vreau să stăm înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea Lui. Tată Ceresc, Tu nu Te-ai schimbat, Tu ești același. Și cum altă dată L-ai trimis pe Fiul Tău în Ierusalim și și-a făcut acolo lucrarea, noi am înțeles din cuvântul Tău că El este același ieri și azi și în veci. Te rugăm și astăzi, Tată Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt cercetează inimile noastre. Doamne, nimeni nu ne cunoaște cum ne cunoști Tu, nimeni nu știe nevoile noastre. Doamne, nu vrem să fie o simplă sărbătoare, o simplă zi în care pomenim o istorie, ci vrem să intrarea în Ierusalim să fie o realitate ca o intrare în viața noastră a tuturor. Binecuvintează poporul Tău adunat aici. În inima fiecăruia, Doamne, dă o deschidere pentru Tine și prin Duhul Sfânt ocupă-Te de noi. Și în toate acestea, Te rog, Doamne, dă-mi înțelepciune să stau smerit sub mâna Ta, folosește și mintea și limba mea, folosește inima mea, Doamne, și apoi Te rog, Doamne, inimile noastre ale tuturora, ajută-le să fie deschise pentru Tine. Glorie și slavă Ție în veci pentru toate. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Deci, dragilor, prin harul Domnului, de aproximativ 5 săptămâni, urmărim pe ultimul drum pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cu frații care vin marți seara la rugăciune, ne-am uitat la câteva popasuri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în drumul acesta spre Ierusalim. Vă reamintesc că 6 săptămâni în urmă, probabil sfârșitul lunii februarie, Domnul Iisus a fost în Betania, l-a înviat pe Lazar și apoi, pentru că oamenii aveau de gând să-L omoare și pe Domnul Iisus și pe Lazar, Domnul Iisus, care știa că nu i-a sosit încă ceasul, a plecat și a mers într-o cetate numită Efraim, a petrecut un timp acolo și apoi din nou s-a dus spre Galileea și s-a întors înapoi spre Ierusalim. Și în drumul acesta, urmăriți, vă rog, cele popasurile care le-am pomenit și ne-am uitat asupra lor în zilele trecute. Ce vreau să vă spun este că 6 luni în urmă, când Domnul Iisus Hristos a fost cu ucenicii Săi la cezarea lui Filip, a mers la muntele Tabor, acolo a avut loc schimbarea la față, și după schimbarea la față, Domnul Iisus ne-a spus, mergem la Ierusalim acum. Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, în mâinile bătrânilor, va suferi mult, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Știți discuția care a fost cu Petru? Dar îmi place consemnarea care o face Luca în capitolul 9, versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât
să meargă la Ierusalim. Hotărât, nu l-a putut opri nimeni. A încercat Petru, să te ferească Doamne, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple una ca asta. Nu l-a putut opri. Au plecat și au vrut să treacă prin Samaria. Samaritenii au ieșit înainte și a spus, pe aici nu se trece. Știa că mers spre Ierusalim, spui, pe aici nu se trece. N-a forțat Domnul Iisus lucrurile, deși Ioan și fratele său au cerut Domnului, Doamne, coborâm foc din cer peste ei. Nu, 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 nu. Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, a venit să le mântuiască. A ocolit Samaria și, cum a spus, pe graniță, a început să meargă spre Ierusalim, între Samaria și Galileea. Nu l-a putut opri nimic pe Domnul Iisus ca să vină la Ierusalim. Chiar dacă a știut că au pus de gând oamenii să-l omoare, pentru că l-a înviat pe Lazar, a fost o minune extraordinară, mergea spre Ierusalim. Tocmai când mergea într-acolo, unul dintre ucenici spune, dar nu știi că ăștia vreau să te omoară? Și Domnul Iisus îi spune, este un ceas când trebuie să mori. Știa că nu i-a sosit încă ceasul și mergea spre Ierusalim. De ce a fost așa de hotărât Domnul Iisus să meargă spre Ierusalim? Nu știa el ce l-așteaptă la Ierusalim? Nu știa? Știa totul, doar le-a spus la ucenici. De ce așa de hotărât? De ce așa de hotărât? Pentru că spune scriitorul epistolei către evrei, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum așa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Fratele păstor vineri seara spunea că acel s-a sfârșit spus în limba aramaică, nu în greacă, tetelestai, deci în limba aramaică însemnează pe lângă faptul că s-a sfârșit, însemnează mireasă. Mireasă. Și Domnul Iisus, de acolo, de pe culmea Golgotei, în cea mai mare durere, și-a salutat mireasa. Asta l-a făcut pe Domnul Iisus să meargă așa de hotărât la Ierusalim. Slăvit să fie numele Lui. Sărbătoarea mare, săptămâna mare, zicem noi, săptămâna patimilor, dar e săptămâna mare, săptămâna aceasta începe cu ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Și în această zi, dragii mei, se împlinește, mă uit la această zi și știți că fiecare an îmi place să repet lucrul ăsta, dar anul ăsta cu atât mai mult. Dacă anul acesta, în mod deosebit, ne uităm la venirea Domnului Iisus Hristos, atunci, dragilor, astăzi aș vrea să insist asupra acestui fapt. Ați auzit textul care a fost citit? Domnul Iisus fusese în Betania, acolo au venit o mulțime mare de oameni să-L vadă pe Domnul Iisus, dar mai ales să-L vadă pe Lazar, care înviase din morți. Păi închipuiți-vă când au văzut oamenii un mort care a patra zi a înviat din morți. Deci după patru zile a fost mare mirare. Toți aceștia care au văzut pe Lazar înviat din morți și l-au văzut pe Domnul Iisus, când el a pornit duminică dimineața spre Ierusalim, ei au plecat în spatele lui. Când au ajuns pe Muntele Măslinilor, Muntele Măslinilor e un, îi zice munte, dar e mai mult un deal, pentru că bănățenii știu că noi avem acolo niște munți mai mici. E Muntele Semenic, care are 1400 de metri înălțime și Muntele Mic, care are 1800. Știți cât avea Muntele Măslinilor? 800. 880, unii 840. Deci era pe jumătate decât munții care știm noi din Banat, Muntele Mic și Muntele Semenic. Un deal mai mare. Când mulțimea aceasta care venea din Betania, care nu-i decât la 3 km de Ierusalim, a urcat pe culme, veneau cântând. Cei din cetate au auzit și deja mișcarea era făcută, că ei se întrebau, oare vine la praznic? Și când au auzit cântarea de pe culme, cei din vale au pornit cu ramuri de finiși în mână în întâmpinare. Vă închipuiți ce s-a întâmplat când s-au întâlnit?
Mă uit la tabloul acesta, dragii mei, ca la tabloul revenirii Domnului Iisus Hristos în contextul motoului nostru de anul acesta. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Când vine Domnul Iisus Hristos cu sfinții îngeri, îngerii totdeauna cântă. Și închipuiți-vă că împreună cu ei vin toți acei care au plecat înaintea noastră. Vine tata și mama, vine fratele meu, vin cei dragi ai voștri care au plecat, vin împreună cu Domnul Iisus Hristos. De pe pământ înviază cei morți, schimbați la o clipeală de ochi și merg în întâmpinarea Domnului Iisus Hristos. Cântă cei care vin din cer și cântă cei care vin de pe pământ. Vă închipuiți cât va fi de frumos? De aceea am crezut că e bine să cântăm împreună. Dă-ne un ton, frate. Cântați cu toată inima și puneți-vă în situația aceasta. Popasul de astăzi l-am numit pe muntele lacrimilor. E adevărat că vorbim despre cântare și vorbim de da, totuși Domnul Iisus Hristos astăzi a fost pe muntele lacrimilor. Uitați-vă ce spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Dar asta nu-i prima dată când Domnul Iisus a plâns pentru această cetate. Nu-i prima dată. Și vreau să citesc împreună cu voi ce spun, uitați-vă ce se întâmplă cu David. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale, adică desculți. Și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și se suiau plângând. E o istorie care s-a petrecut cu 1000 de ani în urmă, înaintea florilor pe care noi le sărbătorim. David,
fugea de copilul lui, de cel pe care l-a crescut și l-a îngrijit. David trebuie să fugă, trebuie să plece. Și zice, David a suit dealul măslinilor și suia plângând și cu capul acoperit și mergea de sculț. Toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și se suiau plângând. Așa a fost 1000 de ani în urmă, deci 3000 de ani față de noi. David suia plângând. Dar despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că ziua învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Sigur că acest verset este legat de Săptămâna Mare, era legat de zilele acelea deosebite, dar nu numai, nu numai. Știți ce ne spune textul despre vânzarea lui Iuda? Că Iuda a știut unde e Domnul Iisus. De ce a știut? Știa că acolo este locul de rugăciune al Domnului Iisus Hristos. În capitolul 22 spune, după ce a ieșit afară, s-a dus de obicei, ca de obicei, în Muntele Măslinilor și ucenicii lui au mers după el și asta e vorba de timpul de joi dimineața sau miercuri spre joi. Când joi, vineri, joi spre vineri, când Domnul Iisus a dus la Ghețiman pentru rugăciune, ca de obicei. Deci până aici avea obicei să meargă acolo. Și ce făcea acolo? Uitați-vă ce făcea. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Mergea ca de obicei acolo și când era acolo, aducea rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi. Grădina Ghețiman este parte din Muntele Măslinilor. Râul Chedron desparte cetatea veche de Muntele Măslinilor și la poalele Muntelui Măslinilor, grădina Ghețiman, unde Domnul Iisus mergea să plângă. De aceea am numit muntele acesta Muntele Plângerii, pentru că muntele acesta Domnul Iisus Hristos a plâns. Și aș vrea să ne uităm încă o dată, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și astăzi, în mod deosebit, ne vom uita la faptul că lacrimile acestea vorbesc. Dragilor, dacă nu ne vorbesc lacrimile, să știți, înseamnă că suntem insensibili. Insensibili. Eram la Caransebeș, la biserica prima, adică biserica veche, era lângă piață. Și duminica veneau oamenii la piață, cum și aici și duminica e piață, veneau oamenii la piață și dintr-o localitate de lângă Caransebeș, de la Rugi, a venit un om și venind la piață a auzit cântare în adunare. A intrat înăuntru, a ascultat, i-a plăcut, a mai venit și a mai venit și a mai venit și la un moment dat l-am văzut candidat de botez. Și la cercetarea prietenilor la comitet l-am întrebat, spune-mi, ce te-a determinat pe dumneata să te pocăiești? Era dintr-o familie de oameni bogați din Ruci, era un om care era cunoscut. Ce te-a determinat pe dumneata să te pocăiești? Deci am venit aici și am ascultat predica și când te-am văzut pe dumneata că plângi pentru sufletul meu, m-am gândit, cum se poate să stau eu nepăsător? Cum se poate să stau nepăsător? Și asta m-a determinat pe mine să mă hotărăsc și să mă pocăiesc, să-mi predau sufletul lui Dumnezeu. Dragilor, lacrimile Domnului Iisus Hristos vorbesc. Și despre ce vorbesc lacrimile Domnului Iisus? În primul rând, lacrimile acelea care ați văzut că Mântuitorul le-a vărsat acolo pe creasta Muntelui Măslinilor, sunt lacrimile care vorbesc despre dragostea respinsă. O dragoste care a fost respinsă.
Mi-aduc aminte că în tinereța mea am auzit o întâmplare și vreau să vă spun, am mai spus-o, da? Mai spun o dată. Un țăran care nu era prea bogat, muncea pământul cu multă trudă, a avut un singur băiat. Și a spus, măi, aș vrea măcar copilul meu să nu mai muncească așa greu ca mine și îl dau la școală. Nu avea posibilități mari, dar cu cât a avut la sasilit să se tragă, cum zice românul, de la gură și să-și vadă copilul școlat. Și a mers copilul la școala elementară, a mers la liceu, a ajuns la facultate. Sigur, cu cheltuieli mari. Și tata s-a bucurat să știe copilul la facultate. Numai că după un timp, după ce copilul s-a dus la facultate, nu mai vine acasă. Și tata e îngrijorat. Ce-i cu copilul meu că nu mai vine acasă? Să ne vadă, să-l vedem, ce se întâmplă? Și într-o zi tata pune caii la căruță, pune în căruță ceva să-i ducă și pleacă la oraș. Trage mașina acolo în fața facultății și se uită pe poartă și îl vede pe acolo prin curte și îl strigă. Și el tresare și după aceea se face că nu vede. Și tata iar strigă și el nu se mai răspunde. Și apoi tata roagă pe unul de acolo, de la poartă, merge și spuneți la fiul meu și spune numele, să vină până la poartă că l-așteaptă tata lui. S-a dus și i-a spus, dar n-a mai venit. Și tata a așteptat și a așteptat, la un moment dat s-a pus înapoi în căruță, a plecat acasă și a murit de inimă frântă. A făcut infart și a murit. Fraților, lacrimile din ziua intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim sunt lacrimile pentru dragostea care a fost respinsă. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Ierusalim, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. N-ați vrut. Sfântul Ioan, înțelegând lucrul acesta, spune, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Știți că e o predispoziție a mea pentru o cântare și foarte multă lume mă cunoaște în România după cântarea asta și cântarea Blândul Păstor. Dar într-o strofă din această cântare spune, tăcușii ochii lui senin, de lacrimi limpezi erau plini, plângea de mila oilor, blândul păstor, blândul păstor, plângea de mila oilor, blândul păstor, blândul păstor. Dragostea respinsă. Uitați-vă ce spune prorocul Isaia. Ascultați ceruri și ia aminte pământule. Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii. Fiți foarte atenți, vă rog. Tare mă deranjează când văd că vorbim lucruri așa importante și în loc să fim atenți, discutăm unul cu altul. Fiți foarte atenți aici. Ascultați ceruri și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, iar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vă rog, luați cuvintele astea personal și întrebați-vă, Doamne, cum te prețuiesc eu? Mai bine cuvântat și totdeauna începem ora de rugăciune cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat Dumnezeu. Și psalmistul ne învață să nu uităm niciuna din binefacerile lui. Cum îl prețuim noi?
Poporul meu nu mă cunoaște, nu ia aminte la mine. Și unul dintre poeții noștri spunea, mai mult de atât, ce jertfă de iubire! Cui ar fi trecut mai mult de atât prin gând? Un fiu pierdut să râdă în neștire și un Dumnezeu să cheme lăcrimând. Asta mă deranjează, dragii mei. Asta mă deranjează. Vă mărturisesc, poate ce n-ar trebui să vă spun, dar m-am gândit la sufletele voastre în săptămâna asta în mod deosebit. V-am spus că am lista cu toți membrii bisericii și a copiilor. Și sunt tineri care știu că încă nu sunt întorși la Domnul. Știu că încă nu sunt mântuiți. M-am gândit dacă oare în dimineața aceasta sunt aici. Și slavă Domnului că îi văd aici. Dar, dragilor, vă rog în numele Domnului Iisus, luați în serios ce se face în casa Domnului. Luați cu mare seriozitate. Fratele Teofil a insistat vineri seara pe lucrul acesta. Să dăm cinste la ce se face în casa Domnului. Să cinstim ce se face în casa Domnului. Și, dragilor, în mod deosebit, când vorbim despre lacrimile Domnului Iisus Hristos, care, să știți, nu sunt numai pentru cei din Ierusalim de atunci. Nu, lacrimile Domnului Iisus Hristos sunt pentru noi, pentru toți. Pentru noi, pentru toți, tineri sau bătrâni. Pentru noi, toți sunt lacrimile Domnului Iisus. Și, Doamne, dă-ne înțelepciune să le prețuim. Ce vorbesc lacrimile acestea ale Domnului Iisus Hristos? Lacrimile Domnului Iisus vorbesc despre lipsa de cunoaștere. Deci, mai întâi a fost dragostea respinsă, dar apoi lipsa de cunoaștere. Și ați observat ce spune Domnul Iisus? Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă ai fi cunoscut măcar acum, câte durere poate fi? Domnul Iisus 3 ani și 6 luni a petrecut așa în Ierusalim și a arătat cum pot oamenii să se apropie de Dumnezeu și să aibă cu adevărat pace și bucurie și mântuirea sufletului. Și zice, n-ai cunoscut. O, dacă ai fi cunoscut măcar azi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Care sunt lucrurile acelea care puteau să dea pacea Ierusalimului? Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Cunoștința de Dumnezeu. Cunoștința de Dumnezeu. Lucrurile care pot să dea pacea și care Domnul Iisus Hristos le-a arătat în ziua intrării sale în Ierusalim sunt acestea. Fiți cu luarea minte la lucrurile acestea. Nu cred că o să putem să le vedem pe toate în această dimineață, dar continuăm marțiara, duminică dimineață, vineri dimineața. Dar ne uităm cu atenție. Lucrurile care puteau să dea pacea. Dacă ai fi cunoscut măcar acum. Și dragilor, ei de atunci și noi acum după 2000 de ani trebuie să ne uităm la aceasta. Începem astăzi săptămâna mare. Eu am fost ieri și am căutat carne pentru Paște. Și voi v-ați gândit la carne pentru Paște. Așa e? De ce cumpărăm carne de miel pentru Paște? Că așa e obiceiul, nu? Să mâncăm la Paște carne de miel. Eu n-am cumpărat de miel, am cumpărat de ied, că e mai ușor pentru noi. Dar primul lucru care spune aici Domnul Iisus Hristos este mielul de Paște. Mielul de Paște. Și ce s-a întâmplat în ziua aceea? Era o ceremonie extraordinară sub ochii lor, fără să-și dea seama. Era ziua a 10-a lunii Nisan. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, vorbiți adunării lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10 acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă, să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied,
să-l păstrați până în ziua 14 a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Și dacă vă uitați în Biblie, la subsol spune între cele două seri. Și în Leviticul chiar așa spune, capitolul 23, versetul 3, între cele două seri sunt Paștele Domnului. Între seara din 14 și seara din 15. Acum suntem în ziua a 10-a. Suntem în ziua a 10-a. Și în ziua a 10-a, dragilor, ei trebuia să meargă și să aleagă mielul de Paște. V-am spus, era ceva foarte clar în ce a spus Domnul Iisus. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Erau mulți care veneau de departe, era pelerinaj la Paște. Se pare că se aduna în jur de 2.500.000 de oameni cu ocazia sărbătorilor de Paște. Veneau din diaspora, din alte țări, evrei veneau la Paște. Nu puteau veni cu mielul în jurul gâtului, nici să-l aducă pe jos, nici atât. Și atunci veneau cu bani, schimbau banii acolo la templu, în valuta din Israel, și cumpărau miel de acolo. Ei, dar mielul trebuia să fie fără cusur. Și atunci cineva din partea templului, probabil ceva preot sau un levit, mergea în turmă și alegea miei care să n-aibă cusur. Și pe poarta oilor intra turma cu miei în ziua 10 a lunii Nisan. Intra turma cu miei. Și pe poarta de răsărit intra un alt miel. Care e mielul acela? A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și cei doi mei s-au întâlnit. Și Domnul Iisus spune: o, dacă ai fi știut tu măcar astăzi, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. De asta v-am spus, rugați-vă, Doamne, cât suntem aici în această dimineață, ajută-ne să ne fie de folos întâlnirea asta. Așa l-a rugat pe Domnul și vă rog, toți care mai credeți în puterea rugăciunii, strigați către Domnul chiar acum: Doamne, atinge toate inimile. Vă mărturisesc că durerea care a avut-o Domnul Iisus atunci o port în suflet. Aș vrea să nu se piardă niciunul. Oi, oițe sau mielușei, să nu se piardă niciunul. De aceea ascultați-l pe Sfântul Apostol Petru. Este scris: fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Fac aici o paranteză să vă spun că noi fiecare moștenim de la părinți ceva. Și nevastă mea mai spune: tu seamăni cu mama ta. Ar fi bine ca ai semăna cu tatăl tău. Știi? Și avem genele care vin de la părinți. Știți? Și semănăm, vrem, nu vrem, semănăm cu părinții. Dar, dragilor, moștenim de la părinți și lucruri care nu sunt bune. Și uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Petru. Ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire care îl moșteniseră de la părinții voștri cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dumnezeu, dragii mei, ne vrea schimbați. Dumnezeu ne vrea înnoiți. Și înnoirea asta este numai prin sângele mielului care s-a jertfit la calvar. O, de a-i fi cunoscut măcar astăzi. Uitați-vă ce spune Sfântul Ioan: copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos, cel neprihănit,
El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi. N-ar fi mare păcat să fi fost în dimineața asta în adunare și să fi auzit despre mielul lui Dumnezeu care spală păcatele. Și totuși să te duci acasă păcătos? Nu-i mare păcat? Vă închipuiți că Domnul Iisus Hristos și astăzi plânge? Sunt atâtea lucruri care ni le permitem și nu ne pocăim de ele. Și sângele Domnului Iisus Hristos, a mielului fără cusur, vrea să ne curățească. Și nu ne lăsăm curățiți. Doamne, ai milă de noi. Vreți să cântăm o cântare împreună? Vrei tu să scapi de păcat, sarcină, prin sânegele sfânt ale lui Iisus? Vine la cruce și vei fi vindecat prin sânge ale lui Iisus. E puterea ce nimeni face sânge. Ori ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și primul lucru, mielul de Paște. Dragilor, câte vreme păcatul nu-i curățit și nu-i iertat, n-ai pace. Nimeni n-a avut pat așa comod ca și David. Nimeni n-a avut confort ca și David. Dar știi ce spune? Câte vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate. Zi și noapte mâna ta s-a apăsat asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, voi mărturisi Domnului păcatele mele și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om, spuneți voi mai departe, să se roage ție mai departe. La vremea potrivită. Când e vremea potrivită? Când? Când? Acum. Nu astăzi, că nu se știe ce va fi ora următoare. Acum. Acum. Cântau părinții mei. Acum e timpul harului. Când îi se iartă oreșicui, dar timpul când va fi sfârșit, amare de cele nepocăit. Dar timpul când va fi sfârșit, amare de cele nepocăit. Când ai păcatele iertate, ai pace cu Dumnezeu. Indiferent de ce se mai întâmple, dacă ai păcatele iertate, ai pace cu Dumnezeu. Cei rei n-au pace, zice Domnul în cartea prorocului Isaia. Apoi, următorul lucru care ar fi vrut Domnul Iisus Hristos să știe este cel care l-a pomenit, fratele păstor, mai devreme, cu ce a început serviciul divin în această dimineață. Împăratul păcii. Așa spune, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Cobora împăratul. A fost o vreme când a urcat. Știți că a fost undeva și a înmulțit pâinile. Și după ce a înmulțit pâinile, poporul vrea să-l facă împărat. Și ce a făcut Domnul Iisus? Ia să vedem cine știe. S-a dus în munte. De data asta coboară muntele. Când au vrut ei să-l facă împărat fizic, Domnul Iisus a fugit în munte. Dar acum coboară. De ce coboară? Să le spună
că adevăratul împărat care le poate da pacea, nu un împărat care să stea pe tronul Romei sau să stea pe tron la Ierusalim. Adevăratul împărat este cel care trebuie să stea în inima omului. Zicea Domnul Iisus Hristos, când vă rugați, să zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Unde pe pământ? Aici, în inima voastră. Și împărăția Lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și împărăția Lui Dumnezeu este în voi. În voi. Deci ar vrea să vină împăratul în noi. Și, dragilor, cum poate să vină împăratul în noi? Am pus textele astea aici, nu-i timp să le citim, dar le aveți acolo. Cine vrea să le citească, vă rog să o faceți. În Luca, capitolul 11, Domnul Iisus ne spune cum vine împăratul în noi. Începe cu rugăciunea Tatăl nostru, arată pilda prietenului de la miezul nopții și acolo spune: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da ce? Duhul Sfânt celor ce îl cer. Efeseni 5:18 spune: nu vă împătați de vin, asta e de străbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Asta însemnează că tu chem pe Duhul lui Dumnezeu în tine, asta vine împărăția lui Dumnezeu în noi. Frații mei, asta trebuie să ne frământe în zilele acestea. Fiți plini de Duh. Dacă am citit tot capitolul 6 din Romani, începe cu botezul și apoi vine și spune că voi sunteți robii celuia care vă dați. Ați fost robii păcatului, dar acum v-ați făcut robii ai neprihănirii. Aveți scopul vieții, sfințirea, și ca sfârșit, viața veșnică. Și apoi vine evanghelistul Ioan și ne spune cum dacă cineva are poruncile mele și le păzește, Tatăl meu îl va iubi și va veni la el. Și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și, dragilor, asta este, însemnează să primești pe împăratul. Să-ți faci inima deschisă pentru Duhul lui Dumnezeu. Că acolo, de la 24 la 26 din Luca, spune cum cel rău care a ieșit din inima omului se duce prin locuri pustii și fără apă și fiindcă nu găsește odihnă, se întoarce înapoi. Dar ce, nu m-am mai întorc eu cum am fost, o să vin altfel. Și cum vine? Cu alte 7 duhuri mai rele decât cele de întâi. Pune stăpânire pe inima omului și starea omului devine mai rea decât cea de întâi. Cum adică mai rea? Cum adică mai rea? Știți cum? Dacă omul a fost un bețiv, nu mai vine cu beția, că știe omul ce a suferit când a fost bețiv. Dacă a fost un curvar, știe că așa nenorocit familia, nu mai primește așa un duh. Dar vine cu dalea care le primesc pocăiți. Fiți atenți, dragii mei. Fiți foarte atenți. Câți pocăiți fug de mândrie? Câți pocăiți fug de mândrie? E o luptă care trebuie să o ducem zilnic. Zilnic ar vrea să ne stăpânească mândria. Cobora un mare, mare predicator, cobora de la Amvon și s-a dus cineva în fața lui și zice: frate, foarte bine ați predicat astăzi. Și el spune: mi-a spus altul înainte. Mi-a spus altul înainte. Și mândria ne paște și pe predicator și pe cântăresc și pe toți ne paște mândria, că dacă n-ar fi mândria, așa ne-a lepădat de euul nostru. Dar mândria nu ne lasă să ne lepădăm de euul nostru. Mândrie. Apoi, gândiți-vă la lăcomia de bani, gândiți-vă la clevetire, gândiți-vă la minciună și am putea găsi 7. Eu spun nu 7, 77. Înțelegeți? Și pun stăpânire. Și viața omului devine robită acestor lucruri. Nu se mai pocăiește. De ce? Păi da, toți, frate, așa. Toți fac așa. Ce, numai eu? Toată lumea face așa. Fraților, asta e robia diavolului. Ascultați bine, nu știu cum aș face să vă trezesc pe toți. Dar asta e robia diavolului. Pe când Domnul Iisus spune: o, de-ai fi cunoscut măcar astăzi lucrurile care puteau să dea pacea și pacea ți-o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Știți cum vânează eschimoșii, cum vânează lupi? Acolo la Polul Nord. Ung cuțitul în sânge și îl împlântă în zăpadă.
așa cum vedeți cuțitul ăla acolo. Și vine lupul la cuțit, după mirosul sângelui, vine la cuțit și începe să lingă cuțitul. Și știți ce se întâmplă? Nu se mai termină sângele de pe cuțit. Nu se mai termină sângele de pe cuțit. De ce nu se mai termină? Pentru că sângele lui de acum e pe cuțit. Cum el linge cuțitul, se taie și sângele lui și până la urmă cade mort lângă cuțit. Tineri dragi care mă ascultați astăzi, luați aminte la lucrul acesta. Tot ce vă oferă lumea nu e altceva decât cuțitul celui rău. Vă rog în numele Domnului Iisus, fugiți de el. Fugiți de el. Pentru că, uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Partea aceea din stânga însemnează neascultare de Dumnezeu și mersul pe calea neascultării de părinți, de biserică, pe urmele șarpelui. E șarpele din Eden care te duce la iad. Uite bine, tinere dragă, uite-te bine. Șarpele ăla duce la iad. În Roman 6, cu partea în prima, spune și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Este moarte. Dar, Romani 8 cu 6 e calea din dreapta și aia e calea ascultării. Ascultare de regele păcii. Și când mergi în ascultare de legile păcii, uitați-vă ce spune. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Este viață și pace. O, de-ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dragilor, m-a rugat ca Domnul să mă ajute să pot să prezint ce El mi-a dat. Mă rog ca Domnul să însoțească cuvântul și să-L facă folositor. Și toți cât suntem aici, să cunoaștem adevărata cale a păcii. Amin? Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Nu știu pe unde treci acum. Nu știu care e starea ta reală. Am în minte persoane care știu că sunt depărtate de Domnul și pentru care mă rog special, dar pot să fie și alții care eu nu-i cunosc. Mă rog în Domnului și vă rog și pe voi ferbinte, apropiați-vă de Dumnezeu. Sorana citea, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. Despre cetatea Ierusalimului Domnul spunea, o, de-ai fi cunoscut măcar astăzi. Așa m-am rugat să fii în casa Domnului și mulțumesc că ești aici. Dar mă rog să-ți ajute Domnul să înțelegi. Să înțelegi măcar astăzi lucrurile care pot să-ți dea pacea. Și asta e mielul de Paște care te spală de orice păcate că îl mărturisești și domnia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața noastră. Roagă-te Domnului, Doamne, curățește-mă și apoi, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. În liniște ne vom ruga toți, că la rugăciune n-ați putut să vă rugați toți, dar ne rugăm acum toți. Dar roagă-te sincer. Roagă-te sincer, că de rugăciunea asta depinde veșnicia ta. Nu te juca, că într-o zi vei plânge, Doamne, dar și eu am fost, și eu am purtat numele. Nu vă cunosc, zice Domnul. Hai să ne apropiem de Domnul așa cu toată inima. Ne rugăm Domnului.
Iisus, nimeni asemeni nu-i, cât ați dat de la-ți cunoaște, ca să fiți și voi ai Lui. Cât ați dat de la-ți cunoaște, ca să fiți și voi ai Lui. Doamne, ajută-ne! Frate păstor, vă rog să încheiați cu rugăciunea. Mântuitorul nostru, îți mulțumim pentru că încă putem să auzim chemare ca dumneavoastră și plin de dragoste. Și am vrea să strigăm și noi ca cei de atunci Osana, adică mântuiește-ne acum. Amin. Mântuiește acum, mântuiește pe toți cei care au fost. Amin. Și pe cei care n-au fost, pe tinerii noștri, copiii noștri, pe toți care sunt aici. Doamne, am vrea să te vedem la lucru mijlocul nostru. Amin. Fă ca nimeni de aici să nu respingă dragostea Domnului Iisus. Fă ca nimeni de aici să nu respingă pe Domnul Iisus Hristos, Prințul și Împăratul Părcii. Te rugăm, lasă puterea ta de Sfântul Domnului. Mântuire, de îndreptare, de tot ai Părinte, Doamne, vine în viață, de tot fie încredează familie noastră. Și ajută-ne, Doamne, să mergem în locul acesta, căutându-te pe tine, iubindu-te pe tine și primindu-te pe tine în viața noastră. Iată sărbătorile acestea să nu treacă în zadar peste noi, și să nu treacă fără folos de mântuire peste noi, peste biserica noastră și familiile noastre. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ai plâns pe noi și ai plâns și lacrimile tale vorbesc când ne mâne iubit și numai că ai plâns, dar te-ai dat sângele pentru noi și pentru aceasta te lăudăm și vrem să rămânem pe Dumnezeu și ne plângăm de fără o credință puternică pentru noi. Pentru cei care încă sunt reci, pentru cei care încă sunt nepăsători, pentru așa de mari, continuă, Doamne, continuă să lucrezi, continuă să ne binecuvântezi cu cercetarea Domnului și în sufletele noastre, și la serviciile de seară și în săptămâna aceasta, Doamne, fă, te rugăm, ca toți care am auzit cuvântul Tău să fim mândriți și să fim mândriți în părăția Ta glorioasă, în ziua aceea despre care am cântat în convitul toți ai Tăi. Mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru frate cu Suion, mulțumim pentru chemarea mântuirii care a dat. Mergi cu noi, păzește pe fiecare și lasă-te rugăm ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui din cer și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Să dă binecuvânteze Domnul pe toți cu o săptămână binecuvântată și sărbători binecuvântate în prezența Duhului Sfânt. Amin. Nu s-a găsit un loc în care să se nască cel preanat, înfrigurat, noaptea rece, stă Dumnezeul întrupat. Din cer slăvit în staul rece, veni în lume Dumnezeu, copil pe pânt, născut în iesle, printre miei și
cer.